Bună, iubitele! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să vă arăt ce este în geanta mea. O să vă speriați de geanta mea, pentru că eu nu știu cum fac toate fetele astea să aibă geanta așa perfectă, ordinată. Eu am de toate minunile în geanta aia. Nu am farduri, chestii, sau poate am, sau poate nu am. Nici nu știu ce este în geanta mea. Deci, haideți să vedem. Acest video este și un tag. Și acest tag îl dau lui Alexa Melania, care este o scumpă, o frumoasă. Și vreau să vedem ce are ea în gentuță la ea, când iese cu mămica ei, Elena Secretasa. Haideți să vedem ce nenorocire e în geanta mea. Eu am geanta asta de la Valentino și eu nu mi-am așezat geanta ca să vă arăt vouă frumoasă. V-am spus, e o nenorocire la mine în geanta. E ceva de genul ăsta, adică un gunoi. Și eu o să vă arăt. Am așa șervițele din astea ude, că vorba aia sunt mămică. Și trebuie să am neapărat chestiile astea, o scrisoare, o factură, un pachet de șervețele, un elastic de păr, un măr, că dacă mi-e foame așa să nu mă opresc să iau porcării, un leucoplast, niște acte, o hârtie, un bon, ceva de aruncat. A, mi-am încărcat telefonul. O pereche de ochelari. Ce mai am pe aici? Poate găsești ceva care nu găsesc de mult. A, îți vă dați seama. A, asta este bonulețul de la Kiko cu cadourile pentru giveaway care l-am făcut. Aici avem o rețetă și asta iar alte ori de chestii, o rețetă de la doctor, vai de viața e strânsă, nu știu să știe ce viața are rețeta asta, cu este a mea. Bine. Alt bănuleț de la OVS, unde am fost să-mi iau de la Essence. Buletinul. Un medicament, o hârtie de la un medicament. Eu am spus că la mine în geantă este un bilet de vizită, o carte de vizită. O altă carte de vizită. O altă hârtie, ce a fost aici. Totul la doctor. Vă dați seama ce. Un pachet de caramele, ca să avem gurița frumoasă, să nu ne miroase urât. Un alt bon, fie de Ali. Înainte îl foloseam, e la mine în geantă de vreo 2 luni, cred că și expira, nu expira. Ali sunt niște pastile pentru elimină grăsimea la porcării. Bani cheltuiți de treaba, cheile mele, nu sunt chei astea, sunt cheile de la tot blocul. O brățară, nu știu de când o fi pe aici, care am cumpărat-o din Spania, de la Valencia, ce frumoasă e Spania. O pudră din asta transparentă de la Debbie. Știu ce naiba o fi aici, am parnam. Ah, un creion a rămas de la Essence. Maro. Știți ce se întâmplă? Geanta mea e plină de bijuterii. Pentru că mă duc, câteodată dorm acasă la prietenul meu și mi le dau jos și mi le bag în geantă și uit de ele să le pun la loc acasă și mă găsesc cu o grămadă de chestii aici în geantă, o brățărică, scris sexy,
Inelușul meu de la bulgări, aruncat așa cu geantă, vă dați seama că sunt prenică eu. O brățărică aurie așa, niște cerceluși de la Gucci. Vedeți cum le țin eu aruncate cu geantă? Un ruj de la MAC, El Diva. Asta îmi place tare mult. Un creion negru de la Kiko. Mare nebunie la mine. Un ineluș. Și cercelușul, nu știu unde o fi, ala altul meu de la Tiffany, portofelul meu este un portofel normal, nu e de firmă, uitați-l aici, e un portofel negru așa de piele, aici am așa, aici o grămadă de chestii din astea. Are aici pentru bănuți și e încăpător, dar n-ai treabă cu el. Să vedem mai departe ce mai ne rezervă Jumanji aici. O altă pereche de ochelari mei frumoși. Ăștia sunt preferații mei. Un șervețel murdar de rujuri și chestii, pentru că m-am șters în magazin după ce m-am probat cu două baterii. Voi nu luați baterii cu voi? Poate vi se termină vouă bateriile și o hârtiuță. Un ceas de la Cleo. Inelușul meu mi l-a făcut cadou iubitul meu de Crăciun, e foarte drăguț. Inelușul meu de la Gucci. Ce, vă dați seama că sunt de dezordonată. Mi-am aruncat toate chestiile aici înăuntru. Un alt ineluș ca la altul de înainte. Un cerceluș de plastic, așa, nu știu ce ne va face pe aici. Cine știe unde oficial aia, l-am găsit și pe ăsta la de cerceluș și din plastic, dar sunt fără niche, că sunt alergică și nu pot, un pix și atât. Cu ocazia asta am făcut și o curat în geantă, așa, niște mărunți și gata, asta e geantuța mea. Eu nu am geantă de fată, am geantă de tractorist, pentru că nu e posibil așa ceva, o fată să fie atât de dezordonată. Și cam atât. O pup pe Alexa, să-mi spui și mie așa ce ai în geantuța ta, că eu sunt curioasă. O pup pe Elena Secret, vă urez o zi bună și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!